suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Svetlana, vă felicităm cu ziua de naștere, vă urăm mulți ani, multă sănătate, să fiți mereu ca soarele, mereu strălucitoare și pe chip să aveți multă, multă lumină, iar în suflet dragoste din partea celor mai dragi și scumpe persoane. Acest buchet de flori cu mult drag este pentru dumneavoastră și o tortă. Ne-au rugat să vă transmitem și avem aici un mesaj de felicitare, dar până a dat citirea, aici au scris pentru dumneavoastră, intuiți cine a solicitat să venim la dumneavoastră? Familia, cred că soțul, părinții. Într-adevăr, această surpriză este organizată de către soțul dumneavoastră, care ne-a spus că vă iubește foarte mult și a decis astfel să vă surprindă la de ziua dumneavoastră de naștere. Și iată mesajul care este pentru dumneavoastră. Dragaia Svetăcica, цветов и комплиментов в день рождения, удачи в жизни, счастья и любви, чтобы радовало каждое мгновение и были замечательными дни. Пусть все мечты заветные исполнятся, чтобы можно было снова помечтать и яркими моментами запомнится чудесный этот праздник 35. От мужа Игоря, мамы Ларисы, от сыновей Александра и Никушора. Iată, această felicitare este din partea celor mai dragi și scumpe persoane. Frumos, nu m-am așteptat, plăcut, frumoase surprize, mulțumesc mult! Da, soțul dumneavoastră ne-a telefonat de multe, multe ori și făcea griji cum să ajungem cât mai repede la dumneavoastră să vă surprindem cu acest buchet de flori din partea familiei, ca să vă considerați astăzi cea mai fericită și cea mai împlinită femeie. Mulțumim frumos! Am emoții, nu știu ce să spun. Mulțumesc frumos! Mulți ani și o zi cât mai frumos! Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri cât am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri cât am avut, tu pe toate le-ai știut. Inima tu-mi dai putere la necaz și la durere și la dragoste cu foc, tot de tine am noroc. Inima tu-mi dai putere la necaz și la durere și la dragoste cu foc.